Începem mini-vlogul de astăzi cu un latte așa cum îmi place mie, cu lapte de orez. În timp ce vremea nu e așa cum îmi place mie, este ploaie, este și weekend, așa că avem activități la interior cu fetițele. Eva s-a apucat de colorat, folosește creioanele acestea așa pentru a face tonurile pielii cât mai realiste, după cum spune ea, iar Eliza dă o petrecere aici pentru bebeluși. Știu, arată horror iepurașul acesta, dar Eliza așa îi place, a zis că i-a făcut tatuaje pe față. Și oricum e ziua bebelușului cu părul mov și uitați câți invitați are și ce pregătire a făcut Lizuca aici. În fine, farfuria aceasta am pregătit-o eu, dar restul sunt opera ei. Tot felul de gustărele, iar castronul acesta cu bani, nu știam ce este, am crezut că sunt cadourile bebelușului, dar de fapt sunt niște bănuți de ciocolată despre care mi-a spus că se pot mânca. Acum ai căutat acolo în magazin ceva bun și a dat seama că îi lipsește un ingredient special și anume niște frișcă, cum a spus ea, a pus acolo peste bănuți. Și sunt gata. E tare drăguță când își face ea așa singurică jocuri, iar acum înapoi la Eva, unde s-a blocat un pic aspiratorul sub scaunul acesta și bruiază inspirația. Uitați-vă puțin ce desen are. Îi le scola imprimantă, iar ea doar le colorează ca să nu fie neînțelegeri în comentarii și uitați-vă cât de frumos le face. Cu tot cu zgomotul aspiratorului pe fundal, n-am putut să mă abțin să nu vă arăt și vouă puțin cum cântă ea în timp ce prezint eu desenele. Iar acum hai înapoi la petrecerea ei, i-a pregătit aici pe invitați cu tot cu fluiere. Evuța a fost și ea invitată, dar a zis că vrea mai întâi să-și termine desenul, care apropo acum are ochii roșii. O să iasă tare interesant, iar Eliza a trecut la făcut de bijuterii, una din activitățile ei preferate. Și uite că în scurt timp a fost gata și desenul Evei, eu zic că i-a ieșit un personaj tare drăguț, așa o vulpiță roșie și i-a făcut poftă și Elizei, uitați-vă cum colorează și ea, e tare mândră de fetița aleasă. Cu foarte mare atenție colorează acolo la floricele să nu depășească, la fel ca Eva, care a trecut la un alt desen. Și dacă între timp afară tot a ieșit soarele, Eva își poate recupera ora de tenis pe care a pierdut-o în timpul săptămânii pentru că era vreme urâtă, așa că am venit cu ea aici și uitați-vă cât de cald este, cum e ea îmbrăcată. Videourile acestea sunt filmate la sfârșitul lunii octombrie, dar oricum era tare bine, așa mie îmi place foarte mult căldura. Probabil că dacă stăteam la munte, abia așteptam să ningă, dar na, stau în Constanța, așa că îmi place soarele. Iar acum înapoi acasă, n-am mai filmat, dar ne-am întâlnit între timp cu bunicii și am lăsat-o pe Eva cu ei la o plimbare, iar noi repede, ca să nu pierdem soarele, am ieșit și noi cu Eliza, care normal că și-a luat bicicleta aceasta fără pedale cu ea, era și preferata Evei când era de vârsta ei, s-a dat cu ea până a făcut-o praf, îi săreau șuruburile în mers, aceasta este nouă, iar Lizuca se pare că are un stil așa mult mai pașnic, să zicem. Mi-a lăsat mie băgăjelul ei și a luat acolo apa și unicornul. Iar acum hai cu noi la o plimbare scurtă. A venit și Adi cu noi și mereu avem traseul acesta, o luăm așa prin spatele casei, pentru că e așa o zonă mai liniștită și mai puțin circulată în weekend și Lizuca se poate plimba liniștită. Și pentru că trecem așa pe faleză și putem admira priveliștea aceasta superbă cu marea, de care ne este tare dor în timpul anului. Și pentru că este weekend, bulevardul Tomi se închide în Constanța, devine pietonală, așa că exact acolo am mers la plimbare. Ne-am oprit un pic aici la Moft, unde au o grămadă de bunătăți. Lizuca și-a parcat bicicleta acolo la intrare ca să-și aleagă și ea ceva. A văzut în special fantomița aceasta din bezea. Era perioada aceea cu Halloween-ul și aveau dulciuri tematice. E tare simpatică, doar că era spartă, așa că repede a solicitat una nouă. Cu doi ochișori de ciocolată și așa pe băți, era tare simpatică și Eliza tare nerăbdătoare să o mănânce. I-am zis să aștepte să ieșim din magazin și pe urmă poate deschide liniștită. Mi-a arătat când am ieșit, unde a parcat ea bicicleta, crezut că n-am observat. Da, am o fetiță tare responsabilă, a găsit între timp o masă exact aici lângă, perfectă pentru ea, și-a pus pe masă gentuța și și-a desfăcut bezeaua, și-a luat și Adi ceva de mâncare, așa că i-am lăsat să mănânce și am dat repede o fugă la Five to Go, este exact lângă, să iau un biscuiții aceea pentru el.
Eliza și să-mi iau și eu o cafea și înapoi unde Eliza cerceta toți dovlecii aceștia expuși aici și îmi spunea care sunt preferații ei, oricum foarte frumos decorul. Apoi a văzut un cățeluș și s-a urcat repede pe bicicletă să o ia după el. Era tare mic și simpatic și mergea pe acolo singurel. Elizei se părea că seamănă cu cățelușul nostru din curte, Toto. Iar apoi, normal, ne-am îndreptat și către un loc de joacă, pentru că dacă suntem cu Eliza, nu există plimbare bună fără să ne oprim și la un loc de joacă. Așa că ne îndreptăm spre parcul de lângă primărie, dar mi-am amintit că am de cumpărat o carte pentru Eva de citit, așa ca lectură suplimentară la școală, așa că ne-am despărțit puțin și am pornit pe jos până la librăria aceasta din centru vechi, unde am găsit mai mult jucării decât cărți. Asta e, să zicem că am făcut o mică plimbare și am găsit-o pe Lizuca în leagă. Nu uitați-vă cu câtă viteză se dă și își face având singurică. Ce mai s-a făcut fetiță mare? Iar apoi, pentru că v-am zis, e foarte cald afară, atipic pentru perioada aceasta, și-a luat și niște înghețată de căpșuni. De acolo mi-a arătat de unde face adipoze cu niște fani. Și am mâncat aici pe bancă lângă mine. Nu-mi vine să cred ce activități aveam acum doar 2-3 săptămâni. Iar acum e un fric de nu se poate în Constanța. Iar eu mai am și nasul înfundat, cred că v-ați dat deja seama. Iar acum Eliza a trecut la pachetelul ei. Mereu și ea așa un pachetel când pleacă pe undeva, îl pregătește de acasă. Acum are biscuiți și fructe uscate. Și are mereu regula dacă a pregătit pachetelul pentru mașină să-l mănânce în mașină și dacă l-a pregătit pentru plimbare, obligatoriu îl mănâncă doar la plimbare. Da, ce să zic, așa se joacă tăticii cu fetițele lor. Deci avem băncile acestea prin Constanța, mereu trecem pe lângă ele și ne întrebăm dacă oare chiar funcționează, pentru că au panourile acestea solare și se încarcă de la soare și aici îți încarci wireless telefonul și iată că ele chiar funcționează, n-am știut până acum. Deci dacă veniți prin Constanța și rămâneți fără baterie, nicio grijă, avem soluții. Iar acum înapoi acasă, lăsăm bicicleta și mergem la bunici și Eliza, ca de obicei, a dormit pe drum în mașină, mereu face chestia aceasta. Așa că la bunici am cărat-o în brațe și am așezat-o direct aici la Nani și am lăsat-o să-și facă așa un somnic de prânz scurt de măcar o oră cu Bluey. Iar noi o să mâncăm împreună cu Evuța Drăguța și cu bunicii, avem așa tradiție, o masă pe săptămână o mâncăm împreună. Mi s-a alăturat și Lizuca atunci când s-a trezit, îmi spunea aici că e odihnită și că a dormit tare bine și uitați-vă ce desert am eu aici în față, plăcintă de mere cu înghețată de vanilie, a fost delicios. Iar aici mi s-a părut interesant să vă arăt și vouă o bucată de lavă întărită, au luat-o bunicii când au fost în vacanță în vară de la un vulcan și cam acesta a fost mini-vlogul de astăzi.